educația copiilor este foarte importantă și asta încă de la vârste fragede. Cred că primul element în educația copilului o reprezintă iubirea față de el. Iubirea față de ce reprezintă, față de fiecare etapă a vârstei și de acolo cumva aflăm cum anume îi putem sprijini, ce le putem oferi în așa fel încât să crească armonios. Apoi putem afla într-adevăr ce tip de activități îl pot armoniza atât intelectual, emoțional, social și din perspectiva limbajului. Și aici vine secretul educației timpurii. Cui vrei să-i oferi inimioara ta, Ștefan? Luc! Mie? Mulțumesc! Mulțumesc și eu îți ofer inimioara mea ție. Mulțumesc! Minunată, Ioana Ghivit! Vrei să le ofer cuiva? Hai să alegești pe altcineva, că eu deja am primit multă iubire de la Ștefan. Activitățile care îl ajută pe cel mic să se dezvolte armonios încep chiar de la vârsta de un an. Activitățile de dezvoltare emoțională și socială sunt foarte importante pentru cei mici. Prin intermediul programelor colective, copiii își pot dezvolta limbajul sau pot învăța formulele de politețe. Sunt sesiuni senzoriale, tot începând cu vârsta de un an, pentru că învățarea la această vârstă are această trăsătură, învățarea este prin simțuri și atunci învățăm concepte legate de matematică, legate de limbaj, legate de evenimente din natură, legate de alte naționalități sau alte culturi. We have to use the rice, luăm orez și trebuie să ne uităm aici să punem exact cantitatea de care avem nevoie. În ce-i privește pe cei foarte mici, acolo ținem cont și de dorința lor de explorare și le punem la dispoziție o varietate de texturi, fie că vorbim de texturi metalice sau lucioase sau de lemn sau din hârtie, prin sesiuni de joc euristic. Cât de importante sunt activitățile care presupun lucru manual? Activitățile pentru lucru manual sunt extrem de importante și sunt extrem de importante de la vârsta cea mai mică. Aceste sesiuni sunt esențiale pentru dezvoltarea abilităților de scriere de mai târziu. Sunt sesiuni de joc, îi spunem noi joc manipulativ, unde au o tăviță cu diferite texturi și acolo învață să-și coordoneze mâna și ochiul, turnând dintr-un recipient în altul, folosind, spre exemplu, pâlnii, folosind site, folosind recipiente mai mici sau mai mari, și este o modalitate atractivă pentru ei, pentru a-și coordona întregul corp. Le dăm posibilitatea să se exprime, fie prin scris, prin colorat, prin joc experiențial, o multitudine de activități.